Orfelinat. Îl voi lăsa aici. Știu că acesta nu este cel mai potrivit loc pentru el, dar înțelege, suntem depășiți de situație. De îndată ce vom putea, îl vom transfera într-un loc mult mai potrivit pentru el. Actele lui, medicamentele, acestea sunt ultimele lui analize medicale. Și în această valiză sunt toate lucrurile lui. În regulă, semnați aici și asta este tot. Maria, ieri ești pe coridor? Vrei, te rog, să ieși în recreație cu ceilalți copii? Copii! Copii! Acesta este noul vostru coleg. Precum puteți observa, este puțin mai special. Dar cu toții putem să-l ajutăm să se simtă bine primit în clasa noastră. Ați înțeles? Haideți să începem ora. Vă amintiți? Ieri am discutat despre importanța virgulei. Virgulele pot schimba sensul unei fraze, încât îi poți schimba sensul complet. Aici te poți bucura puțin de soare. Mă întorc imediat, bine? Dar, Maria, unde pleci? Hola. Bună! Cum te cheamă? Cum te cheamă? Eu mă cheamă Maria. Eu sunt Maria. Bienvenido al cole. Bine ai venit la școală! No sabes andar. Nu poți să mergi? Ni hablar. Nici să vorbești? No sabes nada. Nu poți să faci nimic? ¿Qué te pasa? Ce se întâmplă? Eres un poco raro. Ești puțin ciudat. Mira. Privește, este atât de ușor. Dacă vrei să-ți miști mâna, trebuie să faci așa. Asta este tot. Și dacă vrei să vorbești, faci așa. Bună! Și vorbești. Maria, vino să joci cu noi. Și dacă te mănâncă mâna, cum te scarpini? Eu nu pot să mă abțin să nu mă scarpini. Maria, ce tot faci? Vrei să sărim coarda? Privește, este foarte distractiv. Ce ciudată e Maria! Știu care e problema. Ție îți place fotbalul. Concentrare maximă. Atacantul urmează să șuteze. El este cel mai mare golgheter, dar portarul este cel mai tare din campionat. Ce șut incredibil! Mingea se apropie cu viteză de portar. Băiatul numit Campronul de Aur din scaunul cu rotile a înscris un gol. Gol, gol! Ce ciudată este Maria! Doamnă profesoară, lăsați-mă pe mine! În regulă! Ciocolată! A fost odată, ca niciodată, o vrăjitoare care era îndrăgostită de un prinț. 1, 2. Capitane, salvează frumoasa prințesă! Ajutor, capitane, numai tu mă poți salva! Nu o vei salva niciodată! Frumoasa prințesă este într-un loc secret! Iar prințul și vrăjitoarea au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. 1, 2, 3, la perete stai! 1, 2, 3, la perete stai!
reuși singur. O să te faci bine. Vei putea merge și vei putea vorbi și vom călători prin toată lumea. Știai că în unele locuri oamenii mănâncă furnici? Totuși nu e nevoie să mâncăm și noi furnici. Maria, azi nu poți ieși la joacă. Privește, este foarte obosit. Dacă dorești, poți rămâi cu el și să-i ții companie. Ce s-a întâmplat? Nu ai chef de joacă azi? Acum poate să meargă. Sunt cel mai bun antrenor din lume. Sunt sigură că a fost el. Nu ne-am putut imagina că era atât de bolnav. Nu, niciodată nu pot fi pregătit pentru așa ceva. Totul s-a întâmplat în timpul nopții. Totuși nu a suferit mult. Adevărul este că îi se citea fericirea pe chip. Nu știu cum îi vom anunța și pe ceilalți copii, mai ales pe Maria. Ei s-au împrietenit foarte mult. Știu. Îi vom ridica lucrurile cât mai curând posibil. Îmi pare rău că a trebuit să treceți prin astfel de situație. De ani mai târziu, Centrul pentru Educație Specială, clădirea vechiului orfelinat municipal. Buenos días, niños. Bună dimineața, copii. Soy María. Eu sunt Maria. Vuestra nueva profesora. Noua voastră profesoară. Sfârșit. Pentru fiica mea Alexandra, mulțumesc că mi-a inspirat această poveste. Fiului meu, Nicolas, mi-aș fi dorit să nu fi inspirat niciodată această poveste. Pentru Lola, pentru tot timpul în care nu ai plâns în fața mea.